Pacea Domnului Iisus Hristos, care întrece orice pricepere, să stăpânească peste biserică, peste fiecare dintre noi și nu doar să stăpânească, dar să ne și umple. Pacea aceasta poate să umple și o face. Iar celui care dă această pace peste noi să-i fie adusă slavă, cinste și laudă. Aș vrea să vă pun o întrebare. Care este darul cel mai de preț pe care îl avem atâta cât trăim în lumea aceasta? În lumea aceasta este un dar care nu poate fi asemănat cu nimic altceva și este dat de Dumnezeu fiecăruia dintre noi care suntem aici. Care este darul acesta? Să nu așteptăm să treacă prea mult timp. Este darul vieții. Este cineva de aici care are în lumea aceasta ceva mai prețios decât viața? Știți ceva în lumea aceasta? Nu este nimic care să se poată asemăna ca valoare cu viața. Viața este dăruită de Dumnezeu și numai de El. Și viața o poate lua doar Dumnezeu. Este adevărat că se întâmplă multe lucruri în contradicție cu aceasta, dar cel care este cu adevărat autorizat să dea și să ia viața este Dumnezeu. Și uneori vrei să cumperi viața și nu se poate cumpăra cu nimic din lumea aceasta, pentru că ea vine de la Dumnezeu și nu este nimic în lumea aceasta care să se poată compara în valoare cu viața. Poate cineva, cel mai bogat om, să cumpere viață? Chiar dacă ar da toate averile, este un dar special de la Dumnezeu. Vă spun o întâmplare puțin hazlie, nu foarte hazlie, dar ea ne ajută să înțelegem un adevăr. Se spune că un tânăr în Republica Moldova, pe vremea comunismului, se ducea în armată și avea un bunic credincios și îi spune bunicul: îmi pare rău, tinere, că te duci în armată pe 2 ani și în timpul acesta cred că nimeni nu va citi cartea Iona. Și tânărul acesta a făcut un mic șiretlic. A rupt din Biblie cartea Iona, a pus-o în buzunar și a ținut-o în buzunar, foaia aceasta. Cartea Iona este scrisă pe o singură foaie. Toată armata. Și când a venit acasă, nimeni nu băgase de seamă că din Biblie lipsește foaia aceasta. Nici bunelul nu era mai mare cititor decât tânărul. Și, dragii mei, toți avem nevoie să citim din Sfânta Scriptură și se întâmplă că uneori îi criticăm pe alții, dar cu toată critica noastră, poate noi nu suntem mai buni. Însă aș vrea să citesc în dimineața aceasta pentru noi, cred că cea mai frumoasă rugăciune a lui Iona. În Iona capitolul 2 citim următoarele cuvinte. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împledit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când întânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini jurămințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.
Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Unde era Iona când s-a rugat rugăciunea aceasta? În pântecele chitului, în pântecele peștelui, în mare. Grea încercare a venit peste Iona, nu-i așa? Cum de-a venit încercarea asta peste Iona? Domnul l-a încercat, nu? Dar cum de l-a încercat așa? Pentru că auzim în vremea noastră, pe mulți dintre noi, vin încercări, vin greutăți, vin cuptoare, vin vremuri grele, vin situații neplăcute. Cum de-a venit încercarea aceasta peste Iona? A trimis-o Dumnezeu numai așa? Iona era cu minte, își făcea datoria lui frumos, citea Scriptura în fiecare zi, își ducea viața de credință, fain totul. Și deodată peste Iona vine o încercare, nu? Nu a fost chiar așa încercarea asta peste Iona. Aș vrea să notăm un lucru, frații mei. Încercarea pe care a trimis-o Dumnezeu într-adevăr peste Iona a fost din cauza neascultării lui. A fost din cauza faptului că și-a întors fața de la Dumnezeu. A venit din cauza faptului că în loc să asculte ce i-a spus stăpânul, el a făcut complet altceva. Ba chiar spune în cartea aceasta, este o expresie foarte puternică acolo și zice departe de fața Domnului. Unde a vrut Iona să fugă? La Tars. Dumnezeu l-a trimis la Ninive și Iona se duce la Tars. Pe de o parte, aș vrea să învățăm faptul că multe, ca să nu spun cele mai multe, din încercările care vin peste noi nu vin așa din senin, dragii mei. Multe din încercările care vin peste noi și într-adevăr le trimite Dumnezeu sunt din cauza neascultării de Dumnezeu, din cauza faptului că uneori ne întoarcem fața de la Dumnezeu. Aș mai avea încă curaj să spun ceva chiar de aici, de la Amvon. Uneori copiii Domnului încearcă să facă șmecherii. Și șmecheriile omului nu sunt plăcute Domnului. Și Domnul la copiii lui, când ei încearcă să facă șmecheriile, iese înainte și îi oprește. Dar când nu îi oprește Domnul pe unii să facă șmecherii, este o mare problemă, dragii mei. Uneori Domnul îi lasă să-și facă șmecheriile, îi lasă să-și facă lucrurile și Dumnezeu nu intervine. Atunci este o mare problemă, un mare semn de întrebare. Dacă s-a întâmplat vreodată să facem șmecherii, să încercăm să facem șmecherii și ne-a oprit Domnul, slavă Domnului, să-i mulțumim Domnului pentru aceasta. Căci Dumnezeu vrea să ne corecteze și să ne aducă la calea Lui. Așa a făcut și cu Iona. Iona era un pic șmecher, așa, nu? După limbajul puțin, hai să nu folosesc cuvântul, din vremea noastră. Dar Dumnezeu l-a oprit pe Iona și l-a întors înapoi. Însă întreb încă ceva. Ce credeți? Dacă Iona n-ar fi fost în pântecele peștelui, s-ar fi rugat la fel rugăciunea aceasta? Am început cu o întrebare și nu întâmplător. Cea mai mare valoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o în viața aceasta este însăși darul vieții. Și cea mai mare frică pe care o folosește diavolul să ne înspăimânte, să ne amenințe, să ne abată de la calea lui Dumnezeu. Cea mai mare piedică pe care o folosește el să ne ia de la Domnul, știți care este? Frica de moarte. Știți pe cineva care vreodată să nu-i fi fost frică de moarte? Știți pe cineva care niciodată să nu se fi temut, să fie așa de curajos încât să zică nu mi-e frică de nimic? Eu nu știu pe nimeni, nici măcar pe mine. Dar, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, care, prin Domnul Iisus Hristos, pe care l-a trimis în lumea noastră, să trăiască o viață ca a noastră, l-a împuternicit Dumnezeu să fie, pe de-o parte, reprezentantul nostru, pe de-o parte, antemergătorul nostru, modelul nostru, și care a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi, încercat în toate felurile, dar fără păcat. Și Domnul Iisus, prin moarte, a biruit moartea. Și odată ce l-ai luat pe Domnul Iisus Hristos ca model și ca Domn în viața ta, intră în tine puterea lui Dumnezeu și frica morții dispare.
Și în momentul în care de moarte nu-ți mai frică, nu-ți mai e frică, diavolul nu are o altă armă mai puternică decât frica de moarte. Și când ai birui frica de moarte, l-ai birui pe diavolul și nu-ți e mai frică de nimic. Iona a zis prima dată, mai bine să mor în mijlocul mării decât să urmez porunca lui Dumnezeu. De aceea, cu toată liniștea, a spus celor din corabie, e vina mea, luați-mă, aruncați-vă în mare, voi muri, am scăpat de tot. A fost așa? Dragii mei, stăpânul vieții și al morții este Dumnezeu. N-am venit în lumea aceasta, este cineva care a venit în lumea aceasta, că a vrut, s-a programat dinainte, eu vreau să mă nasc pe data de 6 aprilie sau pe... Nu este nimeni, nu-i așa? Am venit în lumea aceasta pentru că am fost trimiși. Și plecăm din lumea aceasta la vremea hotărâtă de stăpânul. El este împăratul, el este stăpânul al vieții și al morții. Dar cu ocazia acestui eveniment, în viața lui Iona a avut loc o transformare extraordinară. Și Iona și noi astăzi putem vedea în cartea Iona că este un Dumnezeu sus în ceruri, care are toată puterea și în cer și pe pământ. Și care, după povestea din cartea Iona, îi iartă pe cei ce se pocăiesc. Cartea Iona nu este doar despre Iona. Nu este doar despre cetatea Ninive care s-a pocăit. Este despre principiul lui Dumnezeu care iartă păcătoși atunci când se întoarce la El. Cartea Iona este despre tine și despre mine. Și cartea Iona ne învață că Dumnezeu ne iese înainte atunci când noi vrem să fugim departe de El. Dar oare ascultăm noi chemarea lui Dumnezeu a doua oară? Iona s-a enervat, nu-i așa? Știți povestea lui Iona? Iona s-a enervat și nu ne spune Biblia dacă în final Iona s-ar mai fi întors la Dumnezeu. Nu ne spune exact finalul vieții lui. Însă Iona trece prin așa transformări. Prima dată era împotrivitor, l-a umilit Domnul, l-a trecut prin pântecele peștelui, a spus o rugăciune extraordinară. Nu știu dacă ar fi spus rugăciunea aceasta în altă parte, pe uscat, acasă, nici măcar sub la umbra cucurbetelor, n-a spus. Iona din nou s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Nu știm finalul vieții lui. Știm însă că Dumnezeu îi iartă pe păcătoșii care se întorc la El. Și mai am o mică întâmplare. Știți că uneori credincioșii care cred cu toată ființa în Biblie sunt câteodată batjocoriți sau ridiculizați. Sunt puși în situații din astea de a... nu fi într-o situație prea plăcută. Vi s-a întâmplat vreodată pocăiți fiind să râdă alții de voi, colegii de școală, de serviciu? Se întâmplă câteodată, nu-i așa? Se spune că un pocăit mereu era ținta batjocurilor altora și unul îi spune, măi, tu ești redus, că pocăiți ăștia nu prea au ei școală, nu prea-s bine informați, ei cred acolo Biblia aia veche, deși e depășită, și eu cred, frații mei, chiar dacă mai râd unii de mine. Și credinciosul spune, dar ce ai găsit în Biblie care n-ar fi logic, care n-ar fi adevărat? Zice, uite, sunt multe exemple, dar pot să spun unul care nu se poate să fie adevărat. Știința a dovedit că nu se poate. Biblia spune că Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui și apoi a fost dat afară viu. Asta nu se poate. Pentru că, fiind în pântecele unui pește 3 zile și 3 nopți, ce se poate întâmpla acolo? Prin urmare, asta nu e adevărat. Credincioșul senin îi spune, domnule, eu nu știu cum a trăit el acolo, ce-a făcut, ce s-a întâmplat cu el, știu un singur lucru. Dacă Biblia spune că a fost așa, eu sunt convins că așa este. Dar uită-te, când o să ajung în cer, o să-l întreb pe Iona, cum a fost acolo, ce a făcut? La care omul de știință, iarăși mai șmecher, îi spune, și dacă Iona n-ajunge în cer? Atunci îl vei întreba tu. Dragii mei,
Dacă cineva crede sau nu crede în Scriptură, Scriptura este adevărată. Dacă cineva crede în Dumnezeu sau nu crede, Dumnezeu este pe tron. Am discutat cu un om și m-a întrebat despre Scriptură și i-am spus așa: Biblia nu este scrisă ca să ne dovedească nouă că există Dumnezeu. Biblia este scrisă ca să ne ajute pe noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai îndeaproape. Dumnezeu există. Noi credem în El și ne-a lăsat Biblia să ne apropiem de El. Dragii mei, să învățăm să ne prețuim viața. Viața este darul lui Dumnezeu. Să învățăm că Dumnezeu este stăpân și autoritar. Și să învățăm să mergem după porunca Domnului, să nu ne îndepărtăm de ea. Și dragii mei, dacă prețuim viața cu mult mai mult decât viața aceasta din lume, este viața veșnică. Și Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și fie că astăzi viața veșnică pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o să capete valoare în ochii noștri, să dăm totul pentru ea și să o putem dobândi. Pentru că odată trecând Iordanul acesta, să putem deschide ochii dincolo în fericire, unde vom putea vedea veșnic fața Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.